Pentru seara aceasta avem spre studiu 6 versete din Marcu, capitolul 3, de la versetul 1. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă pe Iisus. Bineînțeles. Și din păcate. Deci, atât că în seara aceasta avem un pacient, așa cum și noi suntem sau putem fi, care vine la marele medic în templul său, chiar într-o zi de sabat. Observăm din acest text că avem de-a face cu patru categorii de închinători. În primul rând, bolnavul, care își simțea lipsurile, handicapul, era cu siguranță marginalizat de către farisei. Care era scopul venirii lui? Dorea iertare, dorea vindecare. A doua categorie o reprezintă fariseii, pe care nu îi putem închipui decât plin de îndreptățire de sine, sfinți în proprii lor ochi, ca niște spioni, suspicioși, având ca scop să ispitească, prin întrebările respective, să părască, să condamne, să-și clădească statuile pe îndreptățirii de sine. Deci este vorba despre statuile îndreptățirii de sine, să le clădească pe soclul cadavrelor celorlalți închinători. A treia categorie, textul citit nu spune, vă amintește, dar bănuim închinătorii sinceri. Umili, respectoși, care au venit ca scopul venirii lor fiind aceea de a primi îndrumare, iertare și binecuvântare. Separat, dar totuși în mijlocul lor, ultima categorie, Domnul Iisus Hristos. El însuși templu, dar și cel ce sfințește templul. În ce stare se prezintă Iisus în momentul respectiv și în general? Hristos Lumina 1359. Iisus ne cunoaște pe fiecare în parte și este mișcat de sentimentul neputințelor și bolilor noastre. El ne cunoaște pe fiecare pe nume. Pe fiecare pe nume. El știe chiar casa în care locuim și numele fiecărui locuitor al ei. El a dat în trecut indicații serviilor săi să meargă pe o anumită stradă, într-un anumit oraș, la o anumită casă și să găsească una din oile sale. El însuși fiind, deci Domnul Iisus, El însuși fiind, așa cum îl declară Isaia 53:2, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Avem de-a face în acest episod vindecarea unui om care avea o mână uscată. El însuși un lăstar ieșit dintr-un pământ uscat, se întâlnea cu un caz asemănător. Și să vedem în continuare, spune, care era scopul venirii sale acolo? Să vindece, să dezlege de prejudecăți și datin pe oameni, cât și legea lui Dumnezeu. În cazul de față, sabatul. E îngăduit a vindeca în ziua sabatului. Aplicație la noi, aplicația la noi o putem face sub forma unei întrebări de genul: pentru ce am venit noi astăzi în templul lui Dumnezeu? Și anume, și într-o zi de sabat. Ca simpli spectatori, dintr-un pârlit de efect Pavlov, din obișnuință, ca închinători sinceri, ca unii care dorim să fim iertați, să primim o binecuvântare, sau ca unul care dorește să-i scodească, ca un spion, ca un culegător de greșeli, culegător de subiecte pentru a acuza, pentru a denunța, cu semnul întrebării, care este scopul venirii noastre în această seară?
În Hristos Biruitorul spune în 319. Și cu siguranță există și această categorie în biserică. De ce? Hristos Biruitorul 319. Întotdeauna au existat două categorii printre cei care mărturisesc ca fi urmașii lui Hristos. Chiar și în cele mai bune timpuri ale ei, biserica, și noi să recunoaștem, astea nu sunt cele mai bune timpuri ale bisericii. Chiar și în cele mai bune timpuri ale ei, biserica n-a cuprins numai oameni drepți, curași și sinceri. L-am văzut pe Iuda, am văzut Anania și Safira și exemple pot continua. De fapt, deși vin unii care sunt sinceri, unii care culeg greșeli, unii care sunt nepăsători sau mai știu eu ce alte categorii, de fapt sunt doar două categorii. Pentru că spune și acolo în Apocalips, rece, căldicel și în clopot. Dar de fapt sunt două categorii. Pentru că a fi rece și a fi căldicel e același lucru. Înseamnă lepădat. Doar două categorii de închinători. Cei sinceri și cei nesinceri. Zice că mai există o categorie, cum ar fi curioșii, spectatorii, observatorii, să vadă, în ghilimele, performanțele predicatorului, ale corului, sau să urmărească o poezie dacă a fost prezentată frumos. Apoi pleacă unii mulțumiți, alții nemulțumiți, de regulă nemulțumiți. Această categorie. Ei sunt simpli spectatori la ceea ce se prezintă, se roagă fără spirit rugativ, cântă fără să-L laude pe Dumnezeu. Ascultă fără să-și deschidă inima. Ei, de fapt, nu iau parte la serviciul divin. Sunt aici numai cu trupul. Numai cu trupul. Și zice, între ceea ce pare a fi viața lor, între ceea ce pare a fi și viața lor, nu e nicio legătură. Ei nu câștigă, ci pierd, de fapt. Alții vin să supravegheze pe ceilalți, să le vâneze greșelile. Exemplu farisei din textul nostru zice că pe ei nu i-a interesat starea bolnavului, nu i-a interesat prezența lui Iisus, nu i-a interesat nici mesajul lui Iisus, ci erau foarte atenți să găsească ceva în el sau în procedeele lui, în cazul de față. Câți nu vin la biserică cu același spirit? A greșit o notă. Sau ce bluză nașpa are. Sau ia uite cum s-a împurcat. Există și la noi posibilitatea aceasta. Înțelegi? După cum este spiritul din tine, spune volumul 5.685. Contează, deci, enorm de mult spiritul cu care pornești de acasă. Scopul plecării tale. Scopul pentru care vii la adunare. Hristos Lumina Lumii 352. Se spune că, în general, evreii credeau că păcatul este pedepsit în această viață. Orice suferință, orice boală era privită ca pedeapsă de la Dumnezeu. Iată acest închinător, acest bolnav, purta și povara stigmatului acesta. Ceilalți îl priveau ca un om păcătos. Totuși, el era acolo să primească binecuvântare. Sunt și cei sinceri, cei rugativi în adunare. Ei vin cu lipsurile lor, cu neputințele, cu bolile lor, nu să găsească greșeli sau senzațional la ceea ce se prezintă, ci vin din iubire pentru marele mediu, ca și bolnavul din acest text. Cu siguranță vor fi cel puțin o binecuvântare în cazul acesta. Omul cu mâna uscată, de fapt, este un simbol. El poate reprezenta lumea aceasta care este uscată, în cuvântul lui Dumnezeu spiritual, biserica, Ezechiel 37, familia, individul, inima. Inima și mintea, în legătură simpatică. Și de asemenea, uscăciunea poate fi fizică, dar și spirituală. Am văzut personajele care sunt, dar locația, spune Marcu 3:1, Iisus a intrat în sinagogă, deci în sinagogă, timpul, când, Marcu 3:2, în ziua sabatului. Ei bine, locația avea caracterul să promoveze ce? În mințile celor ce sunt prezenți acolo. Și acum facem legătură la farisei. Cum trebuiau să fie fața de acel om ce trebuia vindecat? Deci avea caracterul să promoveze iubirea, căința, gânduri pioase. Iar timpul, într-o zi de sabat, accentua această stare. Trebuia să accentueze această stare
să accentueze sfințenia, evlavia, asemănarea cu Dumnezeu. Mâna uscată, zicem noi că mâna dreaptă era uscată în cazul acesta. Și să recunoaștem că nu e drept. Având două mâini, obișnuiți fiind mult timp să lucrăm cu două mâini, deodată mâna dreaptă să ducă și să rămânem cu o singură mână. Nu e ușor să rămâi credincios într-o stare de genul acesta. Sau un picior, sau altceva. Sau am putea spune, tocmai datorită faptului că ai rămas fără, te prizi mai tare de Dumnezeu. Totuși, nu e ușor să rămâi doar cu o mână și aceea să fie stânga. Tu fiind dreptate. De ce avem două mâini? Să muncim cu ele, să îmbrățișăm, să alergăm la fapte bune, nu? Să ne rugăm cu ele. Spiritual, din punct de vedere spiritual, mâna dreaptă o reprezintă credința, așa cum știm din învățături. Mreaja în partea dreaptă a corăbii, lui Zaharia îi se arată îngerul în partea dreaptă a altarului și alte exemple. Deci am înțeles că dreapta este de fapt partea credinței. Pe când stânga, după Iacov 2, zice credința fără fapte. Deci dreapta este credința, iar stânga este slujire. Și acum spune credința prin care trăiesc. Credința și faptele sunt două vâzle. Două mâini care trebuie să le folosim, pe care să le folosim la fel, dacă vrem să ne continuăm drumul împotriva curentului, împotriva necredinței, a uscăciunii inimii din familie, din comunitate și așa mai departe. Să ne aducem aminte că a fost un timp când brațul nostru, brațul bisericii, era tare, era hotărât în a urma lui Hristos. Și să ne aducem aminte că noi trebuie să ne întoarcem la dragostea din tâi. Brațul acela plin de vlagă, deocamdată este foarte posibil să declarăm că e paralizat, că e uscat. Volumul 5, 146. Iată confirmarea fragmentului. Volumul 5, 146. Credința în venirea apropiată a lui Iisus se usucă în comunitățile noastre. Uneori, nu numai dreapta credinței se usucă, ci și stânga slujirii. Dar problema e că ele sunt într-o directă legătură. Când nu e credință, nici fapte nu sunt. Iacov 2, 12, 24. O povestire zice că pe un zid înalt și îngust mergeau trei persoane. Cuvântul lui Dumnezeu, credința și, în urmă, experiența. Zice, câtă vreme credința a privit înainte către cuvântul lui Dumnezeu, n-a căzut nimeni. După un timp, credința a început să privească în urmă către experiență. Și au căzut atât credința, cât și experiența. În concluzie, dacă vrem să rămânem în credință, trebuie să privim nu la experiența noastră, ci la cuvântul lui Dumnezeu. Întindeți mâna, i-a zis Iisus. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă. Vedem că este necesară un grad de vindecare, atât fizică cât și spirituală, o cooperare. Datorită ascultării, a supunerii elementului uman, se produce și lucrarea de vindecare. După 1 Corinteni 3:9, împreună lucrător cu Dumnezeu. Cuvintele spuse ucenicilor, spune în istoria faptelor apostolilor, 34, cuvintele spuse ucenicilor, ne sunt spuse de asemenea și nouă. Și nouă astăzi. De aceea tot aplicăm la fiecare dintre noi. Ca acest bolnav, ca și Petru, ca și lui Petru, ca acestui bolnav, Mântuitorul ne spune, întindeți mâna. S-a uscat dreapta credinței, stânga slujirii, apucă iar credința, supune-te lui Dumnezeu și cu siguranță vindecarea va veni. Ce Isaia 41, 13, căci eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. De unde știm acum că mâna uscată e cea dreaptă? Dacă e dreapta credinței. Marcu, observăm că nu specifică dreapta credința, stânga slujire, așa să fie. Zice, și acum să o luăm din punct de vedere logic.